Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi la Cumpănam și am revenit într-o locație unde, în urmă cu aproximativ 2 luni, veneam și făceam o emisiune într-o clădire la vremea aceea în construcție. De această dată însă lucrurile au evoluat foarte mult și ne aflăm din nou alături de doamna primar Mariana Găjiu. Bun găsit, doamna primar! Bine ați revenit, dragi prieteni! Am venit aici pentru că am vrut să vedem dacă vă țineți promisiunea. Și nu numai că v-ați ținut promisiunea, dar oamenii ăștia care vor veni aici, oamenii ăștia mici care vor veni aici, copilașii care vor învăța în această grădiniță sau vor descoperi, eu știu, cum să țină un creion în mână, cum să deseneze, să coloreze, să se joace, vor avea toate condițiile. Acum, la un început de an școlar în care e o mare nebunie, pentru că încercăm să ne protejăm de, eu știu, boli, încercăm să fim cât mai sănătoși, să-i ținem sănătoși pe cei de acasă și în același timp, când alte localități se gândesc cum să-și educe copiii, cum să-i ducă la școală, dumneavoastră ați reușit să faceți o grădiniță de la zero. E o performanță. Performanța nu este a mea, ci a echipei, a oamenilor comunei, care au dorință de a oferi cei mai bun pentru copiii noștri, pentru că ei sunt averea noastră. A spus cei mai mici, dar cei mai valoroși. V-am numit prieteni. Vă numim parteneri de nădejde în tot ceea ce muncește administrația publică locală la Cumpăna. Pentru că sunteți aici, vreți să vedeți realitatea, vreți să informați nu doar locuitorii comunei Cumpăna, de tot ceea ce muncim noi împreună cu locuitorii comunei Cumpăna. Grădinița care poartă numele Paradisul Copiilor este, știți foarte bine, realizată prin fonduri alocate de Guvernul României, Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, unde avem termen de finalizare acum. Acum, în toată țara, există realizate asemenea investiții. Am așteptat acest mobilier cu sufletul la gură. El, o parte din mobilier, venise săptămâna trecută. Acum, azi noapte, a venit acesta. Tocmai de aceea muncim pentru a-l amenaja, a-l monta, a le pune pe poziții ca luni dimineață să-i primim pe boboceii comunei Cumpăna cu porțile deschise, cu brațele deschise, dar mai bine zis cu sufletul deschis și bucuros că le putem oferi o casă nouă când pășesc unii dintre ei pentru prima dată pe porțile unei grădinițe. Vă spun sincer că acum 2 luni, atunci când am filmat aici, nu credeam că o astfel de clădire, care acum 2 luni era la stadiu de, nu știu, poate nici șapele nu erau turnate, pereții nu erau zugrăviți, nu erau tencuiți la vremea respectivă, acum, în mai puțin de 2 luni și cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea orelor, copiii se pot bucura de niște pereți aranjați, corpuri de iluminat deja montate, mobilierul, pătuțurile, sunt două doamne în spatele nostru care aranjează pătuțurile viitorilor locatari, ca să spunem așa, mai sunt niște dulapuri de făcut și cam asta e tot. Eventual dă cineva cu un mop aici și poate să primească copiii. Toate aceste condiții au fost realizate în mai puțin de 2 luni. De unde ați avut, eu știu, resursele necesare ca să faceți acest proiect la timp? Pentru că este un exemplu pentru tot județul Constanța și nu numai, chiar și pentru România, de cum se poate face un lucru bine și foarte repede. Se poate face un lucru bine când ai credință și voință. Credință că oamenii îți vin alături. Este un prilej de a mulțumi partenerilor noștri de nădejde, organizații non-guvernamentale, organizații atipice, chiar Guvernul României, care are parteneriate cu guvernele altor țări, și Mariana Găjiu, care face parte din Comitetul European al Regiunilor, reprezentând Asociația Comunilor din România, a avut prilejul de a cunoaște oameni care să reprezinte multe alte instituții ce pot veni în parteneriat cu administrația publică locală, instituții europene. Astfel, din partea de cofinanțare, care ne trebuiește și pe care noi nu avem, pentru că este scăzut nivelul de încasare al taxelor și impozitelor locale, o spun întotdeauna, nu din taxele și impozitele locale plătite de cetățeni putem să realizăm aceste investiții, ci din proiecte europene, guvernamentale, iar acum venim și suplinim cu aceste parteneriate dotarea
că suntem la nivelul dotării. Vreau să le mulțumesc acestora. Sunt oameni care nu doresc să li se facă publicitate, dar va veni vremea când noi vom publica. Aceasta va fi făcută când copilașii vor fi în clase. Este firesc să punem muncă, să punem efort, pentru că rămâne în urma noastră această muncă. Și am spus-o de fiecare dată, nu voi răspunde niciodată cu rău, cu lucruri care să împroște cu noroi activitatea unui om care dorește să muncească alături de noi, ci pentru noi vorbesc proiectele, faptele, proiecte care sunt palpabile. Le-am realizat de-a lungul anilor împreună cu oamenii. Lasă să vorbească. Și noi în 4 ani, poate chiar mai mulți ani de-a lungul timpului atunci când au fost realizate. În momentul în care am să dau puțin din casă, în momentul în când am ajuns astăzi la Cumpăna, la primărie, ne pregăteam pentru o emisiune, ni s-a spus că doamna primar nu este în primărie. Și zic, ok, aveam stabilit o emisiune, unde a dispărut doamna primar? A plecat la inspectoratul școlar. A fost de urgență la inspectoratul școlar pentru că este nevoie să ca cineva de acolo să ia o decizie. Evident, să vă informeze de cum ar trebui să desfășurați orele pentru grădinițe, elevii de școală primară, generală și de liceu din Cumpăna. Așadar, ce se va întâmpla la Cumpăna din acest punct de vedere? Aseară am primit comunicarea de la Comitetul Județean Situații de Urgență, unde liceul Nicolae Dumitrescu din Cumpăna figura cu scenariul 2 pentru începerea școlilor. Ori noi, scenariul 2 înseamnă scenariul galben, proiectul hibrid și online și școală, și noi am spus nu. La nivelul comunei Cumpăna există spații cu distanțare socială de 1 metru unde copiii noștri pot să meargă pe scenariul numărul 1, scenariul verde. Copiii să meargă la școală. Avem, în schimb, și câteva clase, era vorba de 5 clase, unde copiii claselor a 4-a nu puteau, având în vedere numărul mare din clase, să poată să fie toți în clasă. Până să vină plexiglasul ca să facă acele separatoare, acești copii doar învață, vor învăța în scenariul 2. Restul trebuie să meargă la școală. Porțile școlii sunt deschise pentru a-i primi. Trebuie informat corect Inspectoratul Județean Școlar, unde am avut întâlnire cu domnul inspector școlar județean exact în momentul în care trebuia să fiu, să clarificăm aceste lucruri. I-ați convins, le-ați explicat care e situația aici? Săptămâna viitoare vom face adresă către Comitetul Județean Situații de Urgență, însă săptămâna viitoare să schimbe destinația scenariilor pentru Comuna Cumpăna. Noi nu avem, eu cred că i-am convins atâta vreme, cât realitatea poate să o confirme, pot veni verifica dumnealor. Nu trebuie să pentru, noi avem 54 de clase, noi nu putem să 49 de clase să-i obligăm să vină în online când copiii pot fizic să fie la școală, când copiii pot fizic să ia contactul cu cadrul didactic, când cadre didactice, 83 de cadre didactice de la Cumpăna, toate s-au pregătit pentru a primi copiii la clasă. Atunci trebuie să explicăm aceste situații și după emisiunea cu dumneavoastră voi merge în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii, unde voi lua legătura cu doamna director general și acolo vom stabili aceste lucruri clare. Noi deja ieri am făcut comunicare către părinți, către toți elevii, pentru a ști că noi ne încadrăm la scenariu verde. Nu putem să venim doar pentru a fi siguri că nu respectăm decizia Comitetului Județean de Situații de Urgență. Cel mai bine o cunoaște Consiliul de Administrație al Școlii, care este alcătuit și din părinți și care este într-un continuu parteneriat cu administrația publică locală. Administrația publică locală își asumă niște răspunderi pentru deschiderea anului. Dacă vedeți că aceste lucruri nu sunt îndeplinite, dacă părinții văd că, eu știu, ai lor copii nu pot să învețe în condițiile siguranță, cu siguranță poți intervenim, exact, intervenim, solicităm această revenire la scenariu, pentru că nimic nu e bătut în cuie. Fiecare vom merge făcând, văzând, îndreptăm lucrurile, dar important este să nu agităm lucrurile deodată și să spunem, n-avem loc, nu există spațiu, nu există distanțare socială, avem toate măsurile pregătite. Nu se pot aduce aceste materiale privind separatoarele în toată țara odată.
toată lumea le așteaptă de la Cluj și noi așteptăm acel material pe care l-am comandat încă de acum o săptămână. Acum, dacă nu avem tablete, nu facem clasă, nu facem ore, nu există. Așteptăm și pentru acelea să apară normele de procedură pentru achiziția publică a acelor tablete, a acelor laptopuri, pentru a putea să dotăm copiii noștri. Sunt 1400 comandate. Deci, important este noi să educăm copiii în condiții optime. O spun de fiecare dată și vreau să se înțeleagă acest lucru. Am întâlnit coleg primar, era colegul primar de la Ovidiu, care de asemenea spune: Doamne, m-am gândit că aș la centru cultural, unde nu facem niciun fel de activitate, să putem să facem compartimentări pentru copiii de grădiniță. Important este să fie fizic cu doamna educatoare. Un primar liberal de această dată. Exact. Noi comunicăm, noi, deci intervenim pentru a găsi cele, măsurile cele mai bune. Oameni buni, o spun de fiecare dată. A face administrație publică locală în folosul oamenilor nu înseamnă a fi om politic și doar atât. Politica noastră e aceea care vine cu măsuri bune pentru oameni. Când se va înțelege acest lucru? Odată ce... am găsit porțile deschise, primar PSD, la un inspector, doi de fapt erau, da? Și inspectorul general liberal și inspectorul general adjunct pe management, de asemenea, spune: Doamnă, și noi avem interesul copiii să vină la școală, nici de cum să stea acasă. Sunteți obișnuită să bateți la ușile celor care conduc anumite instituții și lumea știe chestia asta, chiar dacă un candidat făcea mișto pe Facebook și spunea că sunteți, că bateți la ușile miniștrilor și guvernului, iată că reușiți să deschideți aceste uși, să le rezolvați problemele în interesul cetățenilor. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce spune. Atâta poate. Cred că nici nu știe pe unde să intre în ministerul acela, dar rămite să bată la ușa ministrului. Spun eu, fiecare învățăm, fiecare de-a lungul timpului, însă pentru mine nu este un obstacol în a mă duce și a vorbi cu oamenii, indiferent ce culoare politică ar avea, atâta vreme cât reprezint interesele oamenilor comunei Cumpăna, locuitorilor comunei Cumpăna. Aceștia nu sunt de culoare politică toți. Noi toți suntem diferiți, dar noi toți suntem uniți când e vorba despre binele copiilor noștri. Aici nu facem un pas în ceea ce înseamnă rabat de la calitate pentru copiii noștri. Se deformează realitatea. Sunt fel și fel de videoclipuri cu toate mizeriile. Nici cum nu le iau în seamă, pentru că eu trebuie și aceea pot să pună întrebări directorilor de școli, de grădinițe, de care conduc instituțiile. Acuză, în schimb, un singur om, primarul. Noi, în urmă cu 15 ani, 16 ani, până să începem reparația, modernizarea grădiniței Florilor din localitate, am avut un caz când a căzut o parte dintr-un tavan de grădiniță veche, grădiniță în care am învățat și eu. E, vă imaginați că n-a rănit niciun copil, ferească Dumnezeu, încât... Acea clădire care de altfel acum este în extindere. A fost, este vorba de altă clădire, a fost extinsă deja. Aceea care e în extindere este grădinița pe care am înființat-o în anul 2000, care acum este neîncăpătoare și ea este în extindere și ea. De acolo, de la grădinița Sfânta Maria, sunt transferați 100 de copii care vor fi beneficiarii acestui mobilier. Vă imaginați că în egală măsură grija noastră este pentru grădiniță, începerea școlii, unde avem 1359 de elevi, 428 de elevi la cele două grădinițe cu program prelungit, dar noi vom deschide la sfârșitul lunii și creșa pe care ne-o dorim atât de mult. Și acolo se lucrează intens pentru a putea să deschidem creșa, pentru faptul că noi, administrația publică locală, suntem cei care am intervenit pentru modificarea legislativă în sensul de a prevede excepții de la lege pentru susținerea concursului de a angaja cadre pentru a îngriji acei copii la creșă. Avem concursul pe 15 și pe 16 septembrie. Ne trebuie timp pentru evaluarea lucrărilor, ne trebuie timp pentru contestație. Tocmai de aceea vom începe creșa mai târziu. Acolo să vedeți minunății de mobilier pe care pentru prima oară și noi îl avem. Ei sunt și mai mici, sunt până la vârsta de 3 ani. Așa că nicio investiție nu este prea mare
când vorbim de educația copiilor noștri. Cu siguranță educația este importantă, dar aș vrea să trecem la un alt subiect pe care vrem să-l discutăm neapărat în această emisiune. Pe drumul către grădiniță încoace am trecut pe un drum. Un drum care îmi părea cunoscut de undeva. Nu știam de unde să-l iau și mi-am adus aminte că tot în urmă cu 2 luni atunci când am trecut pe aici, acel drum, atunci când trecea o mașină, se vedea praful pe el, se ridica praful în urma mașinilor. Ei bine, acel drum este acum asfaltat. Profitați de vremea asta bună și văd că se întâmplă în continuare lucrări în localitate, nu doar pentru că vin alegerile, ci pentru că așa este normal pentru oameni să se dezvolte toate aceste rețele de drumuri, am văzut că se montează, canalizare și așa mai departe. Toate aceste lucrări sunt făcute chiar și în această perioadă. Dumneavoastră știți foarte bine că niciodată nu-mi permit să vorbesc despre proiecte care nu există. Nu sunt doar în mintea mea, ci ele sunt semnate, sunt acte, se regăsesc în cadrul administrației publice locale. Este firesc ca noi să realizăm aceste proiecte pentru că ele au o etapă de finalizare. În primul rând că ne permite vremea, în al doilea rând că au fost finanțate prin proiecte naționale, proiecte europene și în al treilea rând nu-ți poți permite, eu cel puțin ca primar, campania electorală a încetat după o lună. Noi tot timpul suntem în activitate. Ați făcut campanie, ca să zic așa, timp de 4 ani atunci când ați realizat toate aceste lucrări, exact. Și atunci nu trebuie să le faceți numai în această lună, deci ca să se vadă că munciți. Eu vorbeam de campanie electorală de afișaje, dar munca este aceea de 4 ani. Munca nu este doar acum, am explicat-o la fiecare mandat. Dacă eu am în perioada aceasta bani, eu ce să fac, să stau să nu lucrez, că e luna de campanie electorală și să spun nu că sunt acuzată că fac muncă doar în campanie? Eu v-am spus că sunt proiecte în derulare. Am emis o broșură, să o numim așa, în care am menționat care au fost proiectele edificate de-a lungul anilor. Spre final sunt proiecte în curs de execuție, care au termen de finalizare chiar 2021-2022. Puteți să le și amintiți. Deci este vorba despre programul de asfaltare, programul de trotuare, de construcție și amenajare trotuare, pentru care lumea în comun acum până suferă foarte mult, pentru că nu le-am realizat până acum. Este vorba de programul de infrastructură mare, canalizare și alimentare cu apă. Săptămâna trecută a început efectiv a se săpa rețeaua de canalizare și de alimentare cu apă pe un contract semnat de Raja Constanța pe data de 20 iunie. Deci din iunie până în septembrie a trebuit să se organizeze de a porni la drum constructorul. Strada Ghiocel și strada Zorele le fac cunoscute și ca străzi, ca să meargă să le vadă că sunt efectiv realizate. Dar vorbim de aceste drumuri pe care dumneavoastră le-ați văzut prin fața ANL-urilor. Vorbim despre lucrarea de ANL care este începută, 64 de apartamente, dar proiecte care sunt în curs de derulare. Dar vorbim despre extinderea rețelelor de iluminat. Iluminat, când spunem, nu e de ajuns să fie cablu să se facă racordul construcțiilor la energie electrică, ci și noi să facem iluminatul public, să montăm camere de supraveghere, că aceasta e o investiție care e dotată cu tot ceea ce este necesar. Dar vorbim, deci eu vă spun, vedeți cum a prins contur acest cartier, pe care sunt oameni care habar n-au de ce vorbesc, deși au deținut și funcție de consilier local. Spune, am dus campus în câmp, păi mai e câmp aici? Deci, vă imaginați, vorbește... Când dus un campus în câmp, peste 3 ani, peste 5 ani vor fi blocuri, vor fi case și atunci campusul va fi într-un cartier cu oameni tineri care vor și au nevoie de educație pentru copiilor. Dar peste 3 ani de zile, eu sper să prindă conturul deja construcția bazinului de not lângă sala de sport Elena Frâncu, bazin de not care se află în sesiunea a doua de evaluare la nivelul Companiei Naționale de Investiții. Avem loc împrejmuit pentru acest bazin de not încă din anul 2011. Locuitorii comunei Cumpăna îl cunosc, îl știu, pot să vadă că este acolo lângă sala de sport, dar există proiecte care vor prinde contur când ne referim la locuințe pentru specialiști, medici, cadre didactice, dascăli, locuințe de serviciu, tot în acest cartier, în apropiere. Dar este de asemenea un proiect, construcția unui cămin pentru bătrâni, adevărat cămin de bătrâni, cu servicii sociale, așa cum se acordă în ajutorul bătrânilor comunei Cumpăna,
cu adevărat pentru care primarul, administrația publică locală răspunde și nu ca acel centru de boli paliative care este un centru privat unde are contract cu casa de sănătate, unde plătește și casa de sănătate și plătește și aparținătorul acelei persoane care e internat bani grei de la 3.500 de lei pe persoană pe lună în timp. Vreți să spuneți că acel cămin despre care cineva v-a acuzat pe Facebook că nu vreți să dați bani, taxează oamenii de fapt? Nu oferește servicii gratuite? Doamne ferește, dar întrebați-i pe dumnealor, pe cei care sunt beneficiari. Comuna Cumpăna, de-a lungul anilor, din 2009, de când a cumpărat terenul, în 2010 a construit-o și așa mai departe, Comuna Cumpăna n-a avut decât în anul 2019 patru persoane care au beneficiat și acolo în ultimele zile ale vieții, da, de îngrijiri, patru. Și în luna, și în anul 2020 până acum pare mi se că sunt două persoane, sau invers, acestea sunt persoanele, nici de cum, băi vă arăt în documente, au decedat în acel cămin pe teritoriul Comunei Cumpăna în anii, în ultimii trei ani. Am scos o evidență ca să răspundem, Doamnei, cu acuze. Și atunci, dacă e să ne gândim așa, despre câte persoane este vorba, câte persoane și-au pierdut viața în acel cămin? Păi, dintr-o situație înregistrată numai la starea civilă pe teritoriul Comunei Cumpăna, al Unității Administrative Teritoriale, din 240 de persoane decedate, 134 sunt doar la acel cămin pentru persoanele supuse tratamentului în caz de boli paliative, în ultimul stadiu. Într-un an, 134, 128 de persoane, unele dintre acestea ca pe bandă, le întocmește fișă de domiciliu, da? De flotant la Cumpăna pentru a putea să-l înmormânteze la Cumpăna. Adică administrația publică locală a avut într-un an solicitare de 17 domicilii, ba apoi locurile de veci, la fel, care și aici sunt foarte puține, noi având în derulare un proces pentru amenajarea unui nou cimitir în comună. Cimitirul va fi realizat tot acolo. Adică sunt atâtea și atâtea probleme, însă eu nu vreau să supun atenției acest mod de a gândi și a dezinforma populația. Am scos o evidență ca să răspundem Doamnei cu acuze. E păcat. E doamnă doctor, este fică de preot, e păcat să comunici ceva ce nu e real. Cum să acuzi tu că nu ești ajutată de administrația publică locală când tu ai dat în judecată primăria că trebuie să te scutească de taxe și impozite, că faci o mare favoare localității? Niciuna. Deci n-a fost... Favoarea fiind aceea că ce, taxează bătrânii? Da, deci eu nu vreau să vorbesc despre aceste lucruri. Am spus, niciodată nu voi vorbi urât despre oamenii care acuză, însă deodată prea mult, e prea mult. Este campanie electorală și este până la urmă, nu e normal, eu nu vreau să fiu așa. Oamenii văd aceste lucruri. Și apropo de campanie, ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să amintesc faptul că ați fost invitată la Eforie, unde doamna Virginia Uzun candidează acolo pentru un post la primărie. Ați fost solicitată să mergeți sau să discutați despre Andaluzia Luca, candidat la primăria Tulcea. Sunt doamne care vor să urmeze modelul dumneavoastră, modelul Cumpăna, și să arate tuturor că se poate face, un om gospodar poate să facă lucruri în localitatea respectivă. Cum ați fost primită, ca să zic așa, la Tulcea, la Eforie, atunci când ați vorbit despre ce se întâmplă la Cumpăna? Nu trebuie să spun eu, o spun oamenii, dar știți, eu spun doar atât. În Comuna Cumpăna, oamenii noștri, unii dintre dumnealor, au uitat poate cum era localitatea înainte de anul 2000, când Mariana Gâjul, împreună cu o echipă, cu locuitorii comunei, am început să lucrăm la proiecte pentru a ridica nivelul de trai. Unii au uitat cum arăta. Alții sunt veniți acum 5 ani, acum 2 ani. Spune, n-a făcut nimic pentru mine, considerând că așa ar fi arătat dintotdeauna, nici pe departe. Dar norocul meu e că sunt puțini aceia care au uitat. Însă ceilalți spun, acolo unde mă duc în alte localități, Doamne, vrem și noi să faceți la noi așa, învățați și pe primarul nostru să facă. Și am spus, nu, eu nu învăț pe nimeni. Oamenii
învățăm muncind, învățăm sprijinindu-ne de o echipă. Eu tocmai de aceea m-am bucurat când am văzut că apreciază aceste proiecte, dar îmi doresc cu tot sufletul aceste proiecte să fie apreciate de locuitorii comunei Cumpăna, de comuna mea dragă. Dacă apreciază la Eforie și la Tulcea, poate că e cazul să-i aprecieze și... Pentru că, nu, eu le-am spus-o și le spun încă o dată, dragi locuitori ai comunei, noi doar împreună muncim, noi împreună am realizat ce am realizat. Eu vă cer în continuare votul de încredere pe care mi l-ați acordat până acum pentru a putea duce mai departe proiectele pe care nu le-am realizat până în acest moment. Și v-am expus dumneavoastră în flyerele pe care le-am înmânat la fiecare în parte că avem 22 de proiecte majore în perioada mandatului 2020-2024, pe care le vom realiza prin fonduri europene din exercițiu financiar 2021-2027. A nu uita dacă am fost capabili împreună să muncim până în acest moment, putem tot împreună să creăm lucruri atât de necesare, nu doar pentru noi, ci mai ales pentru copiii noștri, ei care sunt viitorul nostru. Și vă spun cu tot sufletul, oricare om, acolo unde s-a născut, a crescut, muncește, învață, nu vă va spune decât atât. Iubesc comuna Cumpăna și iubesc locuitorii comunei Cumpăna. De aceea am puterea și forța de a merge mai departe cu o echipă de oameni care pun suflet. Suflet pentru comună și nu doar profesionalism. Și se vede asta și în spatele nostru, niște pătuțuri aranjate, niște pernuțe noi, toate acestea sunt noi nouțe și așteaptă micuții viitorii cumpăneni care vor învăța aici și se vor bucura de toate aceste lucruri noi, făcute, cumpărate special pentru ei acum la început de an școlar. Îi așteptăm cu drag, chiar dacă nu avem nicio deschidere oficială, părinții preoți, hogea, imamul, pastorul penticostal se roagă în sfintele biserici sau geamie pentru sănătatea copiilor noștri, a dascălilor noștri, precum și a părinților și bunicilor. Așa că este de ajuns acea rugăciune. Noi fiecare acasă spunem, ocrotește-i, Doamne, pe copii, ocrotește-i și dă-le, Doamne, sănătate și înțelepciune. Vă mulțumesc mult pentru participarea în misiune și nu știu dacă ne vom mai vedea înainte de alegeri. Vreau atât să le spuneți oamenilor, atunci când merg, uitați-vă spre cameră în ochii celor care ne privesc, atunci când veți merge în cabina de vot, la ce ar trebui să se gândească atunci când pun ștampila pe un anumit nume? Eu le-am adresat rugămintea de a își exprima votul și atunci când am mers pe stradă sau la întâlnirile din cartierele comunei Cumpăna. Oameni buni, veniți, exprimați-vă votul pentru binele tuturor copiilor, pentru binele fiecăruia dintre noi. Dacă dumneavoastră considerați că ați avut sprijin din partea administrației publice locale, a primarului căruia ați acordat votul de încredere și a echipei sale, vă rugăm, aplicați ștampila acolo unde Mariana Gâjul are partidul înscris ca și partid politic, Partidul Social Democrat, poziția numărul 3. Însă nu uitați, pentru Mariana Gâjul, partidul pe care îl reprezintă se numește Cumpăna și politica pe care o face este politica cumpănenilor. Sănătate, dragi locuitori ai comunei Cumpăna, fiți mândri că muncim, trăim la Cumpăna. Cumpăna este casa noastră. Acasă este pentru noi toți la Cumpăna. Vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiune. Doamnelor și domnilor, ați văzut ce se întâmplă la Cumpăna. Grădiniță nouă, realizată în foarte scurt timp, dotată și amenajată în interior în mai puțin de 2 luni. Dacă acest lucru este posibil aici la Cumpăna, atunci deja ar fi posibil și la Constanța, la Eforie sau în alte localități din România. Eu doar atât vă spun. Atunci când mergeți pe 27 la urne, alegeți
oamenii care fac treabă, indiferent că este vorba de Cumpăna, Constanța și în alte localități. Alegeți pe cei care au demonstrat sau care au argumentele necesare pentru a face toate aceste lucruri atunci când trebuie pentru locuitorii din acele orașe sau comune. Eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună!